Bună dimineața, oameni buni! Uite că suntem astăzi la Business and Living. Trebuia să fie și colegul nostru, Adrian Doroșin, dar este plecat din oraș, pentru că așa v-am învățat, avem niște invitați foarte, foarte buni și prieteni, bineînțeles, alături de noi, dar să fie și supuși unor întrebări, unui tir de întrebări, dar la o cafea de dimineață. Astăzi îl avem invitat pe cunoscutul Doru Dima, cred că nu mai trebuie să facem CV-ul, că nu are rost. Bună dimineața și mulțumim că ne sunteți alături. Bună dimineața, Eugen, și mulțumesc mult de invitație. Asta cu supuși nu merge. Eventual, știi că eu niciodată n-am fost supus, știi? Și de aia nu mă iubesc chiar tot, știi? Aha. Că unii au vrut să mă supună, dar nu le-a ieșit. Am nu. Înțeles. Ei, acum, no, la terminologie, într-adevăr, Doru Dima ne poate spune multe și învăța multe. Ei, uite că a fost și Great People Inside. Uite că suntem aproape de final de an și noi cum suntem învățați la Business and Living, vreau să te întreb așa, cum era viața înainte, așa, în tinerețe pentru tine și cam cum te agitai în tinerețe prin Brașov sau nu? Că tu ești brașovean, nu? Adică să da, nu greșesc da, acum. Da, sunt născut un pic acolo, la maternitate. Da, la cam 99%. Cam 99% dintre cei care sunt brașoveni. Exact. Știi? Că în rest nu prea cred că mai sunt prea mulți. Da, e foarte frumoasă întrebarea, mai ales că nu mă așteptam. Știu, niciodată nu pregătim întrebările, da, să știți treaba asta. Nu, stai liniștit, nu. În care tinerețe să o iau, că știi, alaltă era fost ziua mea. Și dacă tot am mai îmbătrânit un pic, ne-ai tăiat, vreau să spun la mulți ani, dar asta e, da. Sunt la a doua tinerețe, acum, ținând cont că am 25 de ani plus 22. Dar oricum, dacă o împarți la anul, dacă o împarți, este exact 24, pe un picior, știi? Tinerețea, știi cum e? Pe vremea odiosului. Adolescența, hai să adolescența, zic, așa. Okay. Tinerețea mă petreceam foarte mișto. De exemplu, mă duceam la 4-5 dimineață la coadă la Cosmos să-mi iau bilete de film, știi? Că venea... Cei care sunt mai tineri, te rog frumos să ne spui unde la Cosmos. La Cosmos, o să fie, la Steagul, deci, la piața Astra. Astra, așa. Astra îi spune acum, da? Acolo unde a fost discoteca No Problem, era cinematograful Cosmos și de fiecare dată când apărea, filmele erau doar în weekend. Și când apărea un film, ca să-l vezi, să-ți iei bilet, să ai bafta asta să-ți iei bilet, trebuia să fii la 4-5 dimineața acolo. Era super tare pentru că mergeam și lăsam sticlele la lapte să stea la coadă să mă aștepte și după aia mă duceam și la biletele de... Mă, dar nu se mișcau sticlele alea, nu? Nu, mă, nu. Era bun simț. Deci nu-ți mișcă. Și toate sticlele erau la fel, dar fiecare știa care-i sticla lui. Deci asta era fain. E o chestie frumoasă, da? Să lași sticla acolo și totuși când te întorceai după câteva ore să fii acolo și să nu cumva să te trezești puțin mai departe la coada cozilor, cum se spune. Păi nu, că știi că la fiecare coadă era câte un sereist și care ține rândul, știi? Să ai punctul de reper, să nu cumva să ratezi ceva, știi? Fura unul sticla, era gata, pa, la revedere. Așa că mi-am petrecut tinerețea, am făcut foarte mult sport, deci jucam fotbal, am jucat, pentru cine nu știe, scrimă, am făcut scrimă vreo 2 ani, am făcut dansuri la Școala Populară de Artă, la... Deci un adevărat talent, zace în dumneavoastră. Am cântat la pian, am dat și un concert la Casa Armatei, deci ce vrei, adică... Dar acum mai știi să cântați la pian, știi să deci cântați. Deci nimeresc notele, le nimeresc, știu de unde să încep să mă joc așa un pic, dar am uitat complet, îți dai seama, nefăcând și nemai practicând de 30 de ani, uiți. Dar dacă mă apuc de pian din nou, s-ar putea ca în vreo 2 ani așa să fiu în stare să-ți cânt ceva. Dar nu știu exact că. După aceea, cum a fost? Hai să trecem la liceu, pentru că de la liceu se fac traseele pentru viață, dacă pot spune așa, pentru că... La liceu, sau nu? Eu la liceu, în liceu mi-am dorit tot timpul să mă fac inginerare. Autovehicule rutiere, pentru cei care nu știu. Și... m-am agitat puternic, am dat treapta a doua, că așa se treapta a doua pe atunci, la motoare combustie internă, la
tractorul, că mi-am dorit enorm să fac chestia asta. Era bătălie mare atunci. Am intrat, făceam practică, am montat, montam, demontam mașini. Acolo am 1310, mai mult, 1300. Dați 1300. Da, da. O desfăceam și o făceam înapoi și nu ne rămâneau piese de schimb. Deci foarte mișto era. Și cu camionul. Foarte fain. A fost o perioadă faină. Mie chiar mi-a plăcut. Mie îmi plac mașinile și acum. După cum se știe, se știe, se știe. Și după aceea a venit Revoluția în 89. Și cineva mi-a zis, adică finul alor mei, mi-a zis, băi, poate ar fi bine să te mai reorientezi un pic, că ingineria asta o să o cam ia la vale, că era numai ingineri pe stradă, știi? Cum sunt acum psihologi și economiști, așa erau inginerii pe vremea aia. Cam dură asta, dar... Avocați, psihologi și economiști, pe toate drumurile. Aceia erau ingineri atunci și a zis, uite, eu cum psihologia... Nu mai exista, de-abia se înființaseră facultățile, dar se dea admitere în toamnă. Am dat admitere în toamnă la psihologie, era psihopedagogie cibernetică, atenție, era o secție de psihologie făcută în parteneriat cu niște nemți din Paderborn. Foarte frumos, am dat examen acolo, eram 16 pe loc, în condițiile în care am dat examen din psihologie, iar eu nu făcusem și m-a ajutat domnul Pălășan, pentru cei care îl știu de la facultatea de psihologie. Practic el nu știu exact ce a făcut, dar în două săptămâni am reușit să iau nota 7 la psihologie, în condițiile în care eu n-am făcut niciodată psihologie. Și adică... eram pregătit pentru ARE. Exact, eram pregătit pentru ARE. Deci inginerie, eram cu psihologia fierelor și încolo a trebuit să mă ocup de asta. Un om foarte, foarte tare, extraordinar, pe care l-am apreciat întotdeauna și, ca să spun așa, am avut doi oameni în viață care, într-un fel, m-au direcționat pe ceea ce sunt astăzi. Unul este Toader Pălășan și celălalt este Horea Pitaru, da? Ajungem și acolo. No, și depinde câtă răbdare are lumea. Avem. No, și am făcut și română, am dat matematică unde eram doctor docent, fără nici cea mai mică urmă de modestie. După 30 de minute, după ce... am primit subiectele la facultate, am ieșit din sală cu subiectele finalizate și verificate. Cu actuala nașă, deci era în fața mea la examen și a ieșit și ea cu mine. Și m-au văzut ai mei și au zis, n-ai știut! Ești praf! Nu știi nimic! Și a zis, unde te duce? Unde te duci tu? Eram pregătit de ARE, de inginerie, de matematici, de analize, de alea. Nu eram pregătit de... Na. Am luat 10 la matematică, oricum am intrat al 14-lea sau al 16-lea din 25, eram 16 pe loc, deci am fost o groază, vreo 400 și ceva am dat atunci și uite așa am ajuns eu să fac psihologie la Sibiu, cu în cap tot timpul eram că eu o să fiu psihologul uzinei tractorul. De când am intrat în anul întâi, eram hotărât. Aia mi-am dorit. Mă, trebuie să fie un psiholog pentru tractoriști. Era și pe vremea aia. Nu, dar trebuie să fie încă unul bun acolo. Da, no, și dai seama că s-au dus toate. Am terminat facultatea și mi-am dat seama că îți trebuie și pile ca să te angajeze careva, știi, pe acolo. Dar, în fine, a fost o perioadă faină la facultate, la Sibiu. Sibiu fiind atunci un oraș micuț, mult în spatele Brașovului. Dar, nu, o perioadă în care ne-am distrat cât am putut, am învățat. Apropo, mai predau ba pe la București, ba pe la Sibiu. Și îmi spun colegi, vezi, așa îi consideră pe studenții de la master. Îmi spun, colegi. Da, colegi, așa le și spun. Că în curând sunt colegi cu tine, știi, după ce termină facultatea. Și îmi spuneau, vai cât de greu e la școală, că trebuie să vină, ca ore, că se tot plâng, știi? Și am zis, bă copii, eu când eram la facultate, aveam 46 de ore pe săptămână. Ia adunați. Deci erau 10 pe zi și vinerea aveam 6. 46 de ore pe săptămână, 5 ani. E adevărat că era dublă, triplă specializare, care a fost până la urmă dublă, psihologie și pedagogie. Și nu m-am plâns. Aveam timp și de băut, aveam timp și să mă distrez, aveam timp și să fac sport, că am jucat foarte mult basket. Deci, practic, am avut timp de toate. Am avut timp inclusiv să lucrez ca și operator de interviu pentru Academia Română. Am avut timp și să-mi conving... Apropo, fac o paranteză scurtă. Te rog. Eu fiind centrat mult pe psihologia muncii și organizațională, că îmi plăcea zona asta de atunci, am descoperit o carte scrisă de Horea Pitaru. No, știi, când citești cărți de la care sunt cartonate și vechi, ai senzația că omul ăla nu mai trăiește, știi?
Și am aflat că trăiește. Și că e profesor la Cluj. Drept urmare, am pus mâna pe telefon, am sunat și am zis, eu sunt Doru Dima de la facultate. Pe fix. Și răspuns. Da. Și am zis, aș vrea să ne cunoaștem, aș vrea să-mi fac lucrarea de licență la dumneavoastră. Eram în anul 3. La bușiră sub ăsta, a zis, păi da, de la facultate la Cluj. Ce treabă are Clujul cu Sibiu? Și care-i problema? Adică, da. Pentru orice om normal la cap pe vremea, zice, ești la facultatea aia, îți faci lucrarea cu ăla, ești la aia, îți faci lucrarea cu ăla. Și a zis, bă, de asta n-am mai văzut până acum, da, zice, hai stăm de vorbă. Bineînțeles, coordonatorul nostru de an, Mihaela Moga, a fost de acord, că îl cunoștea, chiar a rămas și a cum ai ajuns la el, adică ceva de genul. Un telefon pur și simplu. No, și m-am dus acolo, m-a băgat în tot felul de chestii, am făcut analize, am învățat acolo statistică, am învățat foarte multă psihologie. Mi-am făcut lucrarea de licență într-adevăr cu el, dar bine, am susținut-o la Sibiu. Și după aceea am făcut și un master pe care, no, dar pentru că mi-am dorit să văd și cum e la Cluj, și doctoratul. Practic, profesorul Pitariu a fost, să zic așa, cel care m-a direcționat în zona științifică a psihologiei muncii și organizaționale. Dumnezeu să-l odihnească că, no. Nu mai e de mult, a plecat dintre noi cu vreo 5-6 ani. Așa că cam pe aici s-a învârtit adolescența și tinerețea mea, între sport, distracție, chiar când mai te duci la o băută ceva așa, îi vezi pe toți cum cad lați. E clar că n-au fost la facultate și nu s-au experimentat, n-au făcut cursuri. Noi aveam cursurile normale și seara aveam curs de pălincă, știi? Sticla de pălincă, borcanul cu castraveți, și slănina, că nu, aia e, slănina adevărată e adevărată. Foarte fain. O perioadă frumoasă a vieții, în care m-a preocupat și să învăț și să mă distrez. Și Doamne ajută că le-am făcut pe amândouă. Și eu zic că bine, în condițiile în care eu am terminat facultatea cu 9,87, cred. Da, slăbuț, că 9,87, da, slăbuț, n-a fost 10. Asta e, se mai întâmplă. Mai avem și scăpări, mai avem și scăpări, da. Nu, nu. După cum ați văzut, noi în aceste emisiuni Business and Living vrem să vedem omul din spatele business-ului, dar nu numai business-ului, pentru că la Great People Insight am vorbit foarte mult de conferință, a fost și pe fugă foarte mult, pentru că să ții lângă tine 500 de oameni care au venit două zile să se înfrupte, dacă pot să zic, din toate cunoștințele și din toți speakerii, invitații și mulți alții, și chestia asta ne-a bucurat să vedem atâta lumei. Mai mult decât atâta, suntem și parteneri la aceste conferințe și pentru asta îți mulțumim, uite, în direct, chiar dacă am mai făcut-o. De ce? Pentru că inclusiv pentru noi ne face să fim puțin mai buni de fiecare dată când venim. Și exact cum povesteam noi la început, prima dată am venit cu un telefon, am făcut două poze. E, uite, anul acesta am avut Dita Mai Platou și tehnologizat pe subiectul vostru, pentru că ne-am făcut temele, da. După cum ai văzut, da? Mi se pare corect. Păi și voi trebuie să creșteți de la an la an, deci asta înseamnă că la anul mă aștept ca studioul vostru de televiziune să fie dublu, să aveți două camere cu interviuri în paralel. S-ar putea să, da, pentru că noi am vrut să facem în paralel, dar... Bine, să vă lase, dacă să vă lase, că deveniți prea periculoși, știi că dacă mai creșteți mult, nu o să le placă unora. E, asta e, ama, nu putem să, știi cum e, nu putem să fim pe placul tuturor, că asta este. Noi ne facem treaba așa cum trebuie să ne facem, aducem oameni care nu prea mai au timp să se uite pe canalele de TV, dacă spun, pentru că, uite, noi ajungem foarte târziu seara. Cred că e valabil și pentru tine. Aseară eram am stat pe Facebook la o altă emisiune cu un alt studio din București, de la 9 la 11 noaptea. Da, și uite, lumea se uită și da. Lumea a început să se uite, mai ales că aceste jucării îți aduc informații în timp real și dacă știi să le cauți, că aici este toată treaba, că toată lumea zice, aoleu, Facebook, îmi pierde timpul. Nu, atenție! Facebook-ul nu vă pierde timpul sau orice canal, Twitter, LinkedIn sau alte platforme, nu vă pierd timpul dacă știți să căutați informația pentru voi. Pentru că unii sunt pe spiritualitate, unii sunt pe psiho-psiho, unii sunt pe politică, unii sunt pe ce vreți voi. Vă căutați, domnilor, informația și, într-adevăr, unii sunt pe Discovery,
Unii simt pe alte lucruri. Deci, că tot ziceai de adolescență și de când eram eu tânăr, prin anul 1, anul 2 de facultate, de-abia apăruse Radio One, dacă ceea ce aminte. A fost primul radio din Brașov, nici nu știu dacă mai există ca nu, nume. Nu. S-a tot transformat. Radio One. Și atunci era moderator un amic de pe vremuri, Claudiu Țeleanu, și era super fain că eu făcând psihologie, el mă chema la emisiune... Psihologul de serviciu și aveam emisiune de pe la 6-7 seara până pe la 10, în care intrau oameni, puneau întrebări, discutam. Dar deci acolo a venit pasiunea mea pentru... Aveați și concurență, o aveați pe Onela Pescaru, care făcea o emisiune foarte interesantă cu Deschide Sufletul și vorbeam cu ea și mi-a povestit faza cu voi, că voi erați într-adevăr la alte ore, dar era și voi și toată lumea era bucuroasă, adică era loc de toată lumea. Întotdeauna. Deci a fost o perioadă foarte faină. Îți dai seama, erau începuturile radioului, eram în începuturile Libertății. Era foarte tare. Acum eu zic, nu. Aveam și o bere în față care tot umplea. Deci era extraordinar de fain. Deci chiar mi-a plăcut perioada aia, ne-am distrat copios și sunt chiar acolo. Aici sunt practic începuturile și al lui Puiu Leder, pentru cine îl cunoaște. A fost o perioadă frumoasă care am descoperit acolo gustul ăsta al televiziunii, al radioului, al comunicării cu ceilalți, știi? Și de acolo, practic, la un moment dat am ajuns și în televiziune, pentru cei care își mai aduc aminte, că nici eu, și eu am uitat de când se întâmplă asta, când s-a întâmplat asta prima oară. Hey, un lucru bun și un lucru de excepție, oricum au fost ani buni în care ai fost și pe televiziune și erați foarte vizionari. Așa, ca să fac o aroganță, după 6 luni eram lider de piață. Pentru toți cei care... Pentru toți prietenii noștri. Da, inclusiv prietena mea Onelia, și-a dorit foarte mult să mă omoare din punct de vedere mediatic, bineînțeles, și s-a pus peste mine cu emisiunea, dar nu putea să țină ritmul că era live la mine și putea să intre omul să discute. Da, nu, a fost fain. Onelia este o tipă extraordinară și e, ca să zic așa, reprezentativă pentru... Da, și uite, s-a menținut atâția ani. Și o face cu profesionalism și pentru asta eu o felicit. Da, așa este. Și-a făcut treaba foarte bine de-a lungul timpului. Am încurcat-o eu 6 ani, dar după ce am plecat... A răsuflat ușurată. Dar nu, a fost o chestie... Nu, acum glumesc. Ea tot timpul a avut un punct, două în fața mea. Niciodată n-am fost eu peste ea din punct de vedere a audienței. Dar audiența care ne interesa pe noi era centrată pe ce făceam noi la RTT, iar acolo erau mai mulți dintr-o altă categorie de vârstă, ca să spun așa. Dar era tot timpul în fața noastră la un punct 2. Da, în condițiile în care ea era de 10 ani în piață și noi de-abia am deschis ochii și am vorbit despre... Era un lucru bun. Oricum, toată lumea, când se întâmplă ceva nou și te upgradezi în acest stil, într-adevăr, atunci lumea începe să schimbe canalul, dar să și după aceasta și compare. Mulți nu și-aduc aminte, dar cu mult înainte să am emisiunea Secretele Brașovului la RTT, am avut cu ProTV-ul o perioadă de 6 luni în care 4 zile pe săptămână vorbeam despre succesul personal. Se numea Cheia Succesului. Deci a fost o emisiune care desfășura, era pe... La Brașov? Pe local, da, ProTV local. În pauza meciurilor de fotbal. Deci era exact când lumea nu vrea să plece, știi? Deci, da, și îmi primeam și înjurături. Bine că v-ați băgat voi cu emisiunea peste meci. De alea era super tare. Foarte fain, știi? Dar să face audiență. Da, am avut o audiență foarte mare la un moment dat. La meciuri n-ai cum să ne iei audiență. Adică și de bine și de rău tot era ai. Era numai bine, știi, că era în curs săptămâni. Dar a fost o perioadă faină. Așa că eu am să spun așa, am avut conexiuni tot timpul cu zona asta de media și în care mi-am și făcut damblaua, ca să spun așa, moderând o emisiune și ducând-o practic în top, în local. Că nu, să ne păstrăm totuși proporțiile vis-a-vis de succesele pe care am avut. Oricum, dacă e să-mi aduc aminte cu plăcere de ceva, a fost faptul că în 6 luni după ce am reușit să dăm drumul la Secretele Brașovului, am intrat într-un proiect social în care am încercat să facem rost de 60.000 de euro pentru 2 copilași care erau cu probleme foarte mari și pot să mă laud să zic că am fost singura emisiune locală, națională, care a reușit să strângă banii ăștia într-o lună.
bine, cu mice, am zis că ce nu se strânge, pun eu. Și atunci a fost ceva fantastic. M-am pus și eu destul de mult, dar s-au strâns mai bine de 50.000, ceea ce a fost extraordinar. Îmi dai seama, sunau oameni, sunau doamne la telefon în timpul emisiunii și spuneau, am și eu 100 de euro, dar vreau să vi dau personal dumneavoastră. Să știu că ajung acolo, dacă da. Dacă n-am vizitat la blocuri. Și doamne, da, da, da. Știi cum e? Să-ți trimită copiii bani ca tu să trăiești și tu să-ți dai suta aia ca să ajungi niște oameni, era mai mult decât extraordinar, știi? Și făcusem un cub de ăsta transparent în fața la RTT. Bine, nu chiar în față, să nu fugă vreunul cu cubul. Dar era pe tunel acolo la RTT și se băgau banii acolo. La un moment dat era stratul mare. Deci nu ne venea să credem câți bani am reușit să strângem pentru oamenii ăia și pentru copiii ăia doi. Și totul transparent și uite că lucrurile s-au împlinit. Și felicitări pentru asta. Oricum, nu o să vorbim foarte mult de conferința Great People Inside, pentru că am vorbit deja, dar... Doar două vorbe. La anul, deja avem doi speakeri. Deci nu pot să... Vreau să zic că la sfârșit vorbim, dar hai că vorbim acum. Dacă vrei, spune exact cum curge emisiunea în continuare. Nu, de la anul sunt doi speakeri foarte tari. Te rog frumos, dacă poți să spui sau nu? Da, pot, pentru că deja am discutat cu ei și au confirmat. Unul se numește Schaufeli, este profesor în Utrecht în Olanda și este, să spun așa, părintele engagementului la nivel teoretic și practic. Deci practic de la el, Tu unde îi găsești? Tot la gara? Adică sunt tot pe fix suni? Apropo de adolescență, când eram mic, pentru că nu aveai ce să faci, că nu exista televizor, nu exista Facebook. Și nu exista telefon. Nu exista. Aveam prost obicei, las ghilimele de rigoare, să citesc o carte pe zi. Deci la un moment dat îi disparasem pe ai mei. Deci dacă n-am citit, m-am spart. Nu mă culcam până nu citeam o carte. Deci la un moment dat intrasem în vrie pe partea asta. Am citit foarte mult. În fine, și acum aș mai vrea să fac asta, dar nu mai apuc, că am multe alte lucruri pe creier. Dar citind mult profesional, e adevărat, l-am găsit pe Schaufeli, am vorbit cu el, la fel ca și cu profesorul Pitariu, că până la urmă avem o gură și trebuie să o folosim, nu? Și mi-a mulțumit, l-am invitat anul ăsta, dar n-a putut și vine la anul. Și mai avem o surpriză foarte mare, vine Dan Hill. Dan Hill este, dacă îl căutați pe net, la Face Decoded, în Statele Unite, este unul dintre cei mai tari specialiști în interpretarea gesturilor și mimicii și poate să-ți facă profilul individului extraordinar. E nasol dacă stai față în față, știi? Cred că nu știi ce iese. Poate să iasă rău. E foarte interesant și cu siguranță o să-l ai și tu la interviurile din timpul conferinței. Cu siguranță. Pentru că el a făcut profilul lui Trump înainte de alegeri. Și să mor de râs. Deci a ieșit. E cu punct și virgulă, zici că Trump a respectat profilul, nu profilul a recunoscut pe Trump. Deci este extraordinar. Plus că dacă deci o somitate, vedeți, de totul să stai de vorbă cu președinții și să președinte Statelor Unite, că e Trump, că oricine ar fi, totuși e ceva. Adică nu e... Nu e fiște cine. Plus că e, să spun așa, pe teoriile lui sau se regăsește și filmul Lie to Me, pentru cei care îl cunosc. Oricum, un om extraordinar, care a mai fost o dată în România, care a scris o carte și a scos în evidență experiența lui fabuloasă din România, așa că și noi contribuim cât se poate de mult la succesul acestei țări. Sper să-l și avem, că știi cum... Tragem 10 într-o direcție și se găsește un prost mai puternic decât noi care trage în spate. Dar e puternic. Da. N-ai ce să-i faci. Dar să nu o luăm spre politică. Exact. Și vorbeam și că le mulțumim celor de la Cromwell care sunt și partenerii noștri și uite, ne ajută cel puțin pe zona ta de conferință. Și ai noștri. Pe de-aia zic. Vă ajută și SAI. Exact în 2008 România a fost unul din și este una din țările cele mai tari pe parte de organizare. Uite, de organizare. 2008, știu eu de ce spun treaba asta, pe summitul NATO, pentru că a organizat un summit NATO într-o... Înseamnă care o să fie demolată? Nu, aia a fost în 2004, nu, hai să nu intrăm la Casa Poporului și nu s-au plimbat delegațiile, cum se plimbă în alte orașe, pentru că asta e infrastructura... Nu le-a permis, dar România a fost una din țările cele mai bune din punctul ăsta de vedere. La anul, mai ales că preluăm președinția,
sperăm cu bine și să, da, și să fim într-adevăr undeva și trebuie să fim acum, trebuie să-și dea mâna toți, că asta este. O să vină foarte multe evenimente pe această zonă. La fel ca și la tine, să aduci 500 de oameni și să nu-i plimbi dintr-o parte în alta și să fie toți în același loc și să ai loc și de platou de televiziune și să faci și alte lucruri, e fabulos. O zonă de conferințe foarte bine pusă la punct și odată cu noi au învățat și ei cum să facă lucrurile mai bine și mai bine și mai bine și mai bine, că și noi avem un istoric cu Cronuelul de la începuturi și până acum. Toată lumea oricum e super mulțumită. Chiar le spuneam la ei mei că avem o mare problemă, pentru că noi colectăm feedback-uri de la conferință și am ajuns la 98,8% bine și foarte bine, în care 87% sunt foarte bine. Înseamnă că este un lucru. 100% înseamnă că toți sunt mulțumiți. Trebuie să facem data viitoare ceva să fie nemulțumiți ca să avem ce să... Ferește, nu, glumește. Glumește. Acum să intrăm și în partea de business, dacă pot să spun așa, și pe lângă lucrurile plus sau minus, hai să vedem cum a fost anul 2018 din punct de vedere al mișcărilor de mase, de firme, de companii, de tot ce înseamnă asta, pentru că tu ai, cum se zice, tu ai informația chiar aici, la tine vin foarte multe informații. Și doi, să spunem trei lucruri pozitive ce s-au întâmplat în 2018. Înainte de acest live chiar vorbeam de un lucru și poate îl și atingem. Și trei lucruri negative, pentru că, uite, foarte puțină lume întreabă și de cele negative. Totuși, hai să le spunem. Nu vreau să fim negativiști din aia, să nu mai putem să dormim mâine, pentru că Doru Dima a spus că gata, se întâmplă, se face, dar haideți să vedem cum a fost 2018. La mine, când intri pe, pe profilele mele în general, le-am văzut, o să găsești numai exprimări de genul always positive, știi? Pentru mine... orice criză reprezintă o oportunitate, la fel ca și semnele la două în chineză, știi? Era două semne în chineză, asta spun. La criză e oportunitate. De fiecare dată când apare o criză, este clar că unii se duc de tot și alții cresc. Da, este de o criză? Gândește-te că am pus punctul pe ei. Crizele de regulă se desfășoară în mintea noastră, de cele mai multe ori. Iar dacă tu îți propui să participi la criză, atunci o să participi la criză și o să iei deciziile care să te ducă în criză. Uh-huh. Știi? Pentru că în condițiile în care noi... Știi cum? Stai să te gândești așa un pic. Când vine cineva la tine și zice, am văzut eu că o să fie criză. Pe bune. Unde ai văzut tu că o să fie criză? Păi am citit că prin Statele Unite... Lăsați-mă Statele Unite. Am văzut eu că a zis, uită-te la tine în firmă. Ești în criză? Păi, nu. Aha. Păi și atunci de ce trebuie să vină criza la tine? Chiar discutam cu un foarte bun amic din zona turismului, că a fost târgul de turism, da? Și îmi spunea disperat. Deci discutam despre niște lucruri și la un moment dat zice, păi, Doru, cum e la tine? Zic, bă, nu știu cum e la mine, dar eu am crescut ca business 70% anul ăsta, iar pentru la anul mai cresc de cel puțin încă o dată. Așa arată lucrurile. Drept urmare, eu nu o văd ca o criză, iar în condițiile în care companiile investesc în consultanță, în training, în dezvoltare, în evaluare, în partea de analiză a angajaților, este clar că nu e criză. Vorbeam cu Romulus Oprică. Nu e nicio criză. Că s-ar putea să mai scadă viteza cu care se învâr banii, asta e cu totul altceva. Dar... apropo de prietenul meu de care îmi spunea, zice, măi, am vorbit cu prieteni din turism și erau toți panicați că ce se întâmplă la anul, că intră în criză. Și zice, și am întrebat, păi anul ăsta cum a fost? Păi anul ăsta am crescut așa cu 80%. Păi bun, și dacă la anul cât se preconizează scădere? Cam 5%. Deci ai de unde să scazi, nu? Da. Dar pe de altă parte ești în profit, da? Da. Păi iată, un moment bun, că dacă tot scazi un pic, înseamnă că o să ai un pic de timp la dispoziție, să investești în ceea ce îți lipsește și ceea ce nu funcționează într-o companie. Și să schimbi. Să schimbi, pentru că ăsta este cel mai bun moment. Să zicem că ai o activitate puțin mai restrânsă și ai faci profitul mai mic, orientează-te spre ceea ce te va face să ieși din criză cu motoarele la maxim și în viteza cea mai de sus,
posibilă, știi? Că dacă zic la viteza 8 și ești în camion, aia de-abia pleacă de pe loc. Da? Deci, practic, ăsta este marele avantaj al oricărui moment în care business-ul încetinește. Să vezi exact ce îți lipsește, să-ți faci o analiză corectă, să elimini lucrurile care te încurcă și să... Și asta să nu vorbim foarte de mult de restructurare și nu vorbim de restructurări. Nu vorbesc de restructurare. Toată lumea zice eliminăm anumite, adică face restructurări. Nu! Hai să fiu rău, vrei? Că vrei da. Să fiu și rău. Știi câți manageri buni avem noi în țară? Nu. 2%. Și acum o să-mi sară în cap. Este un lucru... Nu, și spun pe cifre. Deci noi avem foarte mulți, foarte multe procese de assessment center. Ce înseamnă asta? Simulăm business-ul unui manager o zi întreagă, da? Bun. Și o să zici, bine, dar nu iei pe toți. Nu, nu iam pe toți. Dar în schimb, am văzut un studiu. Am un studiu. Am un studiu care vine la nivel global și care spune același lucru. Că doar între 4 și 35% dintre manageri sunt foarte buni. Eu vorbesc de cei foarte buni. De ce? Pentru că managerii foarte buni sunt capabili să înțeleagă și să vadă dincolo de ceea ce vedem cu toții. Adică au strategie, au viziune, înțeleg să analizeze lucrurile dincolo de experiența pe care deja au avut-o. Asta este o mare tâmpenie. În momentul în problemă. Care vrei să-ți iei, să replici comportamente manageriale pe care le-ai avut în alte organizații în care ai fost de succes. Suntem într-o perioadă a existenței noastre ca și companii în care experiența trecută nu mai este predictor de performanță pentru performanța viitoare. Adică faptul că eu am făcut ceva bine odată și replic comportamentul ăsta nu înseamnă că o să am succes din nou, pentru că sunt în alt mediu, într-o altă situație, cu alți angajați, cu alți oameni, altă tehnologie, alte... Deci... Adică nu pot să priez să zic că iau o companie X și o dau la Y și o fac la fel ca pe X. Că... Apropo, ca să fac o glumă. Fiecare dintre noi am avut 2, 3, 5 prieteni. Am folosit tehnici diferite ca să le atragem. Nu, adică n-am fost tot timpul, băi, îi spun, auzi, fii atentă. Vi la uceai? Da, cum era aia? Că am văzut că sunt tot felul de metode de agățat. Acum ajută-mă un pic, că tu trebuie să știi. Tehnică, da, tehnic. Avem aici tehnici, știi de astea, că da, cât de, nu știu, taicătul nu lucrează, că te-am văzut, nu știu cum știi. Foarte, foarte funny, așa, distractiv. Managerii noștri români au o problemă majoră. Ei cred că în momentul în care au profit sunt buni. Și eu pot să spun un lucru. Da, gândirea este corectă, dar întrebarea este cât de bun ești. Pentru că știi cum e? Până la urmă, dacă pe o stradă apare o covrigărie și mai face unul o covrigărie și împreună au profit, îl au la jumate în principiu, că tot oamenii aia trec pe acolo, știi? Și atunci trebuie să spui întrebarea ce te face pe tine diferit sau cum poți să faci tu ca profitul ăla să fie mai mare. Sau, de exemplu, în momentul în care faci ceva, un lucru foarte bun, primul lucru pe care trebuie să-l gândești dacă vrei să fii un manager adevărat este să zici, ok, sunt mulțumit? Da. Am tot ce-mi trebuie? Da. E totul în regulă? Da. Merge totul în vrie, în perfect? Da. Ce-i nașpa? Păi nimic, ia sapă. Trebuie să fie ceva. Trebuie să fie ceva. Nu există business perfect. Nu există. Da, există vulnerabilități peste tot. Trebuie să-ți cauți vulnerabilitatea dacă nu trebuie să ți-o creezi. Și în felul acesta, în momentul când vine o criză, o să constați un lucru foarte interesant. Că tu oricum ești, îți generezi propria criză la 2-3 ani, astfel încât să-ți îmbunătățești procesele, să-ți îmbunătățești metodologiile, tehnologia și absolut tot. Și atunci nu e surprins de mediul acesta numit VUCA. Da? Care vine de la volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Da? Astea sunt mediul în care noi desfășurăm activitatea, e și volatil, e și incert, e și ambigu, e și foarte complex în același timp. Și dacă sunt capabil să stau tot timpul orientat către tot ceea ce înseamnă tehnologie, schimbări în business și le implementez și eu, am șansa să fiu tot timpul acolo, iar pe mine nu mă prinde niciodată o criză nepregătit. Da, da, uite, sunt foarte mulți manageri care nu sunt top, da? Și ar fi, din punctul meu de vedere, sunt specialiști. Vreau să... Ai ghicit. Exact asta le spun și eu. Voi nu sunteți manageri, sunteți specialiști. Sunteți foarte buni pe domeniul vostru de activitate. Management e un alt job. Și trebuie să aduci omul și să implementeze ceea ce trebuie să facă el. E, uite, o chestie care ar trebui, că tot suntem cu America, știi? Ceva de genul ăsta. Dom'le, cel care bate cuie,
Da? Nu trebuie să fie și informatician, și portar, dar și manager și să mai fie și șofer. Nu, fiecare trebuie să facă ceea ce știe, dar pe de altă parte, vis-a-vis de management, noi avem o mare problemă. Învățăm managementul după ureche, învățăm managementul din mers, învățăm managementul venind la o conferință de o zi în care trei oameni spun trei lucruri pe care le-au făcut și noi credem că deja am învățat management. Managementul nu se învață așa. Managementul se învață și teoretic. Este foarte și practic. Bine, este foarte bine să înțelegi, de exemplu, ce înseamnă un management al crizei, să-ți faci planul de criză când îți este cel mai bine. Sau trebuie, de exemplu, toată lumea se plânge, și asta este deja clar, că nu există oameni. Ba există. Dar nu știți voi să-i luați. Nu știți de unde să-i aduceți. Nu știți cum să-i formați. Deci nu știți unde să-i puneți. Asta este problema majoră. Oameni sunt. Da? Nu, suntem 19 milioane totuși în țara asta. Da? Cum convini niște oameni să muncească la tine? Păi dacă le dai 2000 de lei salariu, cu siguranță nu o să fie foarte încântați atâta timp cât ei doresc să progreseze, să-și facă și o familie, să-și ia și o mașină. Da? Să crească. Până la urmă, în momentul în care te gândești să faci un business, trebuie să te gândești că mai întâi trebuie să înveți business, trebuie să înveți ce înseamnă management. Adică iar nu poți să zici că ești... Un antreprenor simplu, care crede că a avut o idee, că iau-o cu 5 lei chestia asta și o... Și are gargară, cum se zice pe românește. Acum noi o numim inteligență emoțională. Ce bun asta. Adică le știu pe toate la suprafață, dacă mă bag în tine, ești pierdut. Da? Încă un lucru pe care eu l-am văzut cel puțin în zona asta și cel puțin de un an, doi, este acești mari formatori și acești te formează și să te descoperi, să descoperi luna, stelele și de-astea. Vine o companie micuță, nu vorbesc de multinaționale, care au alte reguli și alte astea, și participă la tot felul de întâlniri cu tot felul de oameni, exact cum ai zis tu. Și de fapt, ei nu văd mai mult decât li se oferă, s-ar putea să se ducă și în cap. Da, este exact, ca să dau un exemplu, să spun așa, plastic, vin de foarte multe ori părinți la noi și spun, vreau să-mi orientez în carieră copilul. Genial. Deci numai că ai gândit chestia asta și ai acționat, pot să spun... Vreau să-mi orientez, nu să impun. Exact. Da, dar e o altă problemă aici. Câți ani are copilul? 10, 12, 11... Și le zic, nu, e prea devreme. Păi da, aș vrea să știu ce face. Trebuie să fie medic, honoris causa. E prea devreme. Poți să... De ce? Din perspectivă cognitivă, să zic, poți să-ți dai seama de niște lucruri, da? Din perspectiva personalității, poți să-ți dai seama de niște lucruri, câteva lucruri de bază, da? Atât. Din perspectiva interesului ocupațional, avem o problemă majoră, pentru că tu, ca și copil de la 11, 12, 13, 14 ani, ai fost influențat cu siguranță de mediul în care te-au învârtit părinții tăi. Dacă între prietenii părinților erau avocați și psihologi și economiști, tu o să crezi că așa e mișto să fii. Dar poate tu ai vrea să fii astronaut. Sau să mergi la muzică. Sau să te faci cântăreț. Da? Să te duci la România al talent. Sau dansezi cu tine. Cum era? Dansezi cu tine. Da. Deci lucrurile astea sunt și în management, știi? Ai senzația că tu dacă ai adus niște informații așa și le-ai pus cap la cap și ești tu inteligent și deștept, cu siguranță inteligența asta te face pe tine să înțelegi, de exemplu, cum să motivezi angajații. Și atunci vii și spui, păi cum să motivezi? Îi mai dau 5 lei în plus. Bun. E foarte frumos. Dar îi mai dai peste 3 luni încă 5 lei în plus. Dar cam cât timp poți ia așa? Pentru că în momentul în care pe tine tu vrei să știi, de exemplu, care e motivul pentru care tu faci emisiunea asta? Sau el ne-a ajutat pe noi acum să avem emisiunea asta? Care e motivul? Ce te împinge să faci lucrul ăsta? De ce faci lucrul ăsta? Pentru bani? Păi poate și pentru bani. Poate ai și alte mecanisme care îți, ca să spun așa, îți dau drive-ul. Deci te imboldul, impulsul să fii acolo într-un anumit context și într-un anumit moment. Sunt foarte multe studii care ne arată că alegerea unui job sau faptul că rămâi într-un job nu înseamnă neapărat că faci acest lucru din perspectivă pentru că tu ții bani în plus. Și sunt multe alte lucruri, cum ar fi
felul în care managerul vorbește cu tine, posibilitatea de a avea un plan de carieră, posibilitatea de a învăța mai mult. Dacă tu ai un model în organizația respectivă care poate să vină un etalon pentru tine, dacă poți să vii la muncă la 10 și să pleci când vrei tu, sau să vii la 7 și să pleci la 2, că ai altceva de făcut, sau vrei să-ți iei 2 săptămâni libere, că așa ți s-a pus ție pe creier. Deci sunt multe alte lucruri și ceea ce este foarte important, nu toți suntem motivați de același lucruri. De asta, nu știu câți manageri știu, de exemplu, să adapteze program. Acum nu se poate la toți angajații, da? Dacă stai pe o bandă de montaj, acolo trebuie să fii la ora 9, că pleacă banda, da? Sau la 8, sau la 5, la cât o porni banda aia. Dar, pe de altă parte, sunt multe alte joburi în care, în principiu, ar trebui ca fiecare manager să înțeleagă specificul și nevoile fiecărui angajat. Adică să personalizeze zona de motivare, dezvoltare a fiecărui angajat în parte. Și în felul acesta o să-și atragă omuleți către ei. Pentru că, știi, vorbim aici, închei acum, vorbim aici de partea de brandul de angajator, știi? Brand awareness, știi? Toate companiile vorbesc despre chestia asta și cred că dacă postează, nu știu ce, pe Facebook sau LinkedIn, o să vină oamenii la ei. Nu o să vină. O să vină oamenii la ei în condițiile în care propriilor angajați sunt foarte mulțumiți. O să-i atragă pe alții în organizația respectivă și noi, eu nu spun asta după părerea mea, ci avem studii făcute, de exemplu, în nordul țării, nord-vestul țării, între companiile de acolo, în care le-am dovedit pe date și cifre matematic că 86% dintre cei care își căutau un job știau despre companiile respective, de la angajații propriilor companii, nu din anunțurile de angajare, nu din reclamele TV, nu din programele de CSR, nu, de la proprii angajați. Cum îți faci propriul angajat să fie fericit? Păi că în momentul când a ajuns la muncă, să stea cu zâmbetul pe buze. În momentul când omul ăla este în concediu, să-și dorească să-și vadă colegii. Așa e un angajat fericit. Și acum o să aud, ăstea sunt idealisme, ăstea sunt... Nu sunt. Sunt organizații în România care funcționează în felul acesta. Sunt organizații care au grijă de angajați. Și atenție, nu plătesc nu știu cât, dar suficient ca oamenii ăia să fie, să se simtă respectați și valorizați. Uite, tot așa, niște prieteni foarte buni și am intrat în casa lor și am avut onoarea să intru, Mondly, cei din Brașov, care n-au plecat peste hotare și au putut să facă un lucru foarte bun. Vreau să spun că am intrat în casa lor și am văzut, într-adevăr, prieteni, nu angajați, prieteni. Deci toată lumea era relaxată și asta n-am intrat numai o dată, am intrat de mai multe ori, adică am fost în mai multe etape acolo și într-adevăr asta am găsit. Ai avut foarte mare dreptate și o să revin puțin și la partea asta de a te cunoaște și să vedem copiii noștri de când să plece și o să revin pentru că trebuie să anunțăm ceva foarte frumos pe care voi îl faceți, dar... Dăm cele trei lucruri pozitive și trei negative, sau trei negative și trei pozitive pentru anul 2018 în zona asta de business, din punctul vostru de vedere. Trei. De ce vreau trei? Trei, ca să fie trei. Da, nu știu dacă îți găsesc trei, dar să-ți găsesc unul cu siguranță. Și asta mă refer la oportunități. Sunt foarte multe companii care au făcut bani în perioada asta și care au crescut organic. Ce înseamnă organic? Adică au crescut investind în businessul lor. Da? Dar există astăzi, acum, în 2018, foarte multe oportunități de achiziții de businessuri, astfel încât businessul tău de bază, care este într-un fel conectat cu alte businessuri, să poată să... sau tu să poți să cumperi alte business-uri și să crești și altfel decât organic. Adică să-ți dezvolți business-ul. De ce spun că este o oportunitate? Pentru că un al doilea lucru foarte important, băncile acum se uită după foarte multe business-uri care s-au dovedit eficiente, care au 80 ani, ceea ce înseamnă că deja ai trecut peste pragul ăla de 5-7 ani în care mori. Deci business-uri de 80 ani care s-au așezat și care sunt în creștere, se uită după oamenii aceia care au condus astfel de business-uri și care se uită să achiziționeze sau să conducă alte business-uri care acum încep să se dezvolte sau care sunt în stagnare. Și atunci există un mediu propice
de finanțare cu dobânzi foarte mici și cu posibilitate de a accesa bani foarte mulți, foarte rapid. Deci astea sunt oportunitățile. Nu vorbim numai de fonduri. Nu vorbesc de fonduri europene. Asta este o altă oportunitate, iar banii aceia nu sunt pentru dezvoltare, banii sunt pentru formarea angajaților. Chiar pe 20 decembrie, pentru cei care nu știu, există bani pentru formarea profesională a angajaților. Așa că, fraților, puneți mâna, dați telefoane pe unde știți voi că trebuie să dați telefoane și scrieți-vă proiecte. Noi nu scriem. Deci nu sunați. Nu la mine. Nu, dar vă pot direcționa. Ca să nu creadă cineva că acum facem... Nu, știi, mulți așa încă mai au în cap că Doru Dima se ocupă de proiecte europene. Nu, Doru Dima se ocupă de proiectele lui europene, ca să ne înțelegem, da? Nu prea avem, avem câteva. Nu suntem firmă pentru scris proiecte. Dar, în fine, astea sunt oportunitățile business-ului acum. Pe de altă parte, o altă oportunitate acum ține de faptul că angajații sunt foarte sau piața forței de muncă este destul de ciudată, iar tu ca și organizație poți să-ți identifici exact acei omuleți care să vină pe nevoia ta specifică în organizație, pentru că foarte mulți sunt foarte debusolați. Sunt foarte multe joburi care vor dispărea în timp, într-un an, 2, 3, 5. Iar acum, de exemplu, pentru o organizație care gândește în viitor, oportunitatea ar fi să înțeleagă că anumite joburi pe care le au acolo ar putea să fie joburi part-time și să încerce să-și angajeze astfel de oameni pe acel concept de gig economy, dacă ai auzit. Se referă la faptul că, de exemplu, în Statele Unite, mai mult de 30% dintre angajați astăzi sunt angajați part-time. Lucrează 3 ore aici, 4 ore acolo, 7 ore dincolo. Dar își fac norma întreagă. Exact. Deci își fac treaba specifică și în rest sunt part-time. În Europa, undeva la 17%. Și ăsta este un trend. Și văd că începe să... La noi nu prea există. Dar nu o să vină. Exact ca și aia cu casa, știi? Noi suntem... România este... țara proprietarilor. Deci nu 98%... Nu există nicio altă țară pe lume asta în care să fie omul și apartamentul. Deci, sau mașina. Sau omul sau mașina, da. Deci este absolut fabulos. Bineînțeles că asta am și eu, și tu are toată lumea, că așa ne-am simțit noi proprietari. Știi? Am avut simțul proprietății. Dar una peste alta, o companie care astăzi își gândește joburile de așa natură încât să poată să dezvolte o astfel de rețea de lucrători part-time, te ajută din multe alte lucruri. Un avantaj foarte mare este că dacă dispare unul, l-ai pe altul. De asemenea, investițiile tale în motivarea și atragerea lor nu mai sunt foarte mari, pentru că tu oricum plătești un salariu care este oricum, sau plătești un serviciu care oricum este mult mai puțin decât să plătești un salariu și poți să-ți permiți tot felul de lucruri vis-a-vis de bănuții pe care ai ca să îți menții actualii angajați și să-i dezvolți pe aceștia. Dar angajații sau companiile ar trebui să uite înainte și să știe că peste 2, 3, 5 ani nu o să mai poată să-și țină angajații 8 ore la muncă, ci să trebuiască să-i țină 3, 4, 5 ore, pentru că sunt două motivații aici. Odată, nu o să mai aibă ce să le dea să facă, pentru că apare foarte multă tehnologie și o să-și implementeze foarte multă tehnologie, și în al doilea rând pentru că o să aibă nevoie să-și optimizeze costurile. Iar în general, într-o organizație, costul cu forța de muncă depășește 40-50%, dacă nu 70% în anumite business-uri. Și atunci trebuie să știi să-ți faci lucrurile să fie mai bine, mai bune. Iar toată partea asta de part-time va fi, de fapt, viitorul, inclusiv în formarea și în educarea viitoarei generații. Pentru că nu o să mai avem foarte mulți angajați full-time ca până acum. O să avem mult mai puțin. E un lucru foarte bine și foarte bun, pentru că l-ai precizat și, atenție, într-adevăr, ieșim, putem să spunem că asta putem să-l bifăm încă o idee bună pe care tu ai adus-o la noi în emisiune.
Încă un lucru pe care vreau să-l întreb și vorbeam înainte de emisiune și de ce o să faceți voi pe mai departe. Am înțeles că undeva săptămâna viitoare faceți un proiectel și e foarte interesant și vreau să-mi povestești puțin de el înainte să terminăm, pentru că dacă am stat de vorbă, noi cred că am stat vreo 4-5 ore de vorbă împreună și nu este nicio problemă și cred că voi nu v-ați sătura. Da, ne... Acum, eu având gemeni și care au aproape 3 ani, mulți înainte. Să rămână, văd tot felul de lucruri care se întâmplă cu ei. Da? Văd foarte multe lucruri care se întâmplă cu copiii din jurul copiilor mei. Și am observat că lipsește ceva pe piața de Brașov. Și anume, lipsește o zonă structurată în care părinții să poată să vină să discute cu specialiști despre cum faci când un copil se pune pe jos și țurlă o oră. Două. Trei. Ai văzut? Trei, da? Ce faci când nu te înțelegi cu când un copil aruncă sau lovește tot timpul un alt copil? Ce faci? La grădiniță sau... Da? Nu mai da? Ce faci? Ce faci când copilul tău consumă droguri? Ei, nasol. Da? Asta. Ce faci când copilul tău se prostituează? A, e și mai grav. Știi, deci că sunt foarte multe lucruri pe care părinții nu le spun. Știi că dacă tu ai o problemă cu un copil... Sau își închid în... Nu, stai acolo și încearcă să rezolve. Sună un ăla, sună un prieten. Bă, dar tu ce ai făcut? Tu cum ai făcut? Și atunci am făcut două module foarte simple de, în care să încercăm să le dăm părinților niște tool-uri, niște elemente, niște, să spun așa... Imbolduri, dacă pot să zic. Nu, niște metode, prin care să poată să învețe ce înseamnă să nu mai spui tot timpul nu copilului sau să spui nu altfel. De exemplu, dau un exemplu, da? Mă întreabă ăștia mici pe mine dimineață, tati, ne uităm la camioane? Deci, în fine, e cu desene animate și cu de-astea. Nu-i spui nu că pleci la grădii, da? Și spui, da, cum să nu, după ce ne întoarcem de la grădii, da? În felul acesta, practic, nu-i crezi copilului o stare de disconfort. Că-i spui nu și negativitism. Exact, lucruri de genul ăsta. Sau ai mei, de exemplu, aveau tendința tot timpul să arunce cu apă pe jos. Deci, bine, sunt sticlele speciale, dar nu, e funny, e distractiv, știi? Și am zis, nu poți să le spui nu la infinit, știi? Și atunci le-am făcut o altă chestie. Eram la grădina zoologică și au început iar să distreze și, tati, dăm cu apă pe jos. Dar să ții minte... că astea singurele două sticle de apă pe care le am. Dacă s-a terminat apa, altă apă nu mai are tati. Dar n-are tati bani? Nu, n-are. Să vezi tu minune. S-a uitat încă o dată la mine. Poți dau pe jos? Dă. A avut tendința să o facă și după a zis și noi ce mai bem? Hop, a oprit-o și s-au văzut de treaba lor. Și așa i-am oprit din a da cu apă pe jos. Bine, că mai dau, asta e partea a doua. Dar nu așa de des cum o făceam înainte. Da? Pe de altă parte, noi, părinții, suntem foarte obosiți când ajungem acasă. Da? Ce facem noi ca să nu ne crape capul când vin copiii călare pe noi și ne iau proaspeți? Că n-ai ce să le zici. N-ai ce să le zici. Da? Ei vin la tine, se bucură că te văd, ei au dormit la prânz. Tu nu, tu ai muncit ca nebunul. Vii la 6-7 acasă, ai un chef nebun să-ți urle în cap și doi deodată. Știi? Deci, încă o dată, oamenii care vin să vorbească despre lucrurile astea sunt oameni cu experiență. Da? Avem două module. Un modul despre copiii mai micuți. Dacă intrați pe Facebook-ul lui Dima Consulting Group sau Doru Dima, o să vedeți mai multe detalii astăzi. Este un modul săptămâna viitoare pentru copii mai micuți și pentru părinți care de-abia învață tainele de a fi părinte. Dar peste două săptămâni avem un alt modul cu un specialist și vom vorbi despre droguri, despre bullying, despre cum să-ți ajuți copilul să treacă peste această perioadă a vieții. Și nu este ușor. Foarte bine și veniți în completare, pentru că știți foarte bine că noi am implementat educația juridică în licee și suntem primul județ care am implementat acest lucru într-un liceu din Brașov și sperăm anul viitor să se implementeze în toată țara. Se fac demersuri și la Iași și la Cluj, bineînțeles, cel care a și inițiat acest proiect, Cristi Dănileț. Dar mai vin cu o precizare că uite, un lucru foarte frumos pe care noi îl facem este speaker junior, făcut într-adevăr după aceste module foarte faine și chiar vă invit să vă înscrieți copilul, e să
mergeți și să vedeți cum să gestioneze vorbitul în public și cum să se prezinte în public. Ei, chestiile astea, cum ai zis tu, dau o deschidere către lume și o deschidere către noi. Da, te rog. Asta vreau să zic, că pentru cei interesați, l-am numit Centru Great People Inside Agur 8PI, de excelență în dezvoltare. Sau pe site, pe Facebook-ul Dima Consulting Group sau pe site-ul dcg.ro. O să-l vedeți și pe Iubim Brașovul, că o să-l preluăm și noi, fiind și parteneri, și vă mulțumim. E interesant pentru că vezi foarte mulți părinți care își doresc să învețe, doresc să afle cum să facă, își cumpără o căruță de cărți, au teancuri de cărți și constată că nimic nu funcționează. Că nici n-au timp să citească, exact, nu? Că... Sau iau o metodă de acolo, încearcă să o utilizeze și nu merge. Și zic, da, eu de ce am mai cumpărat cartea asta? Așa că cel mai bine ar fi să stea de vorbă cu oameni care cu asta se ocupă de ani de zile, dacă nu zeci de ani de zile, și să încercăm să oferim Brașovului și astfel de module prin care să creștem, să spun așa, dragostea față de copii. Ei, uite, pe final, atenție, într-adevăr, unde mergeți, unde vă dezvoltați, cu ce oameni veniți, că sunt mari formatori și oameni care zic că sunt cine sunt și ei de fapt nici nu au condus niciodată nicio companie, plus mai au și probleme și atunci e nasol, și mergi în niște cercuri și s-ar putea la un moment dat să ți-o iei, da? Cum zic pe românește, și să nu apelezi la specialiști. Atenție, apelați la specialiști este unul din lucrurile pe care noi le promovăm. Pe final, bineînțeles, te rog frumos să ne spui așa o concluzie tot ce s-a întâmplat anul acesta și îți mulțumim că iubim Brașovul. Uite așa vreo două sticăre, trei, că să dai și la copilași și tu să ai una, așa să ne ai în suflet, dacă pot să zic așa. Eu v-am în suflet oricum tot timpul, tu știi doar că m-am bucurat mult când ați ales să fiți alături de noi la conferință și iată că din lucruri de genul acesta ies lucruri frumoase și eu sunt convins că televiziunea voastră de-a lungul timpului o să ofere lucruri drăguțe și poate, cine știe, vă gândiți la un moment dat să faceți chiar module de învățare. De ce nu? Că până la urmă, de exemplu, să dați, nu știu, 50 de tipsuri cum să-ți conduci o echipă, s-ar putea să fie o chestie light, dar care să fie foarte mult pentru cei care n-au nici cea mai mică idee să facă lucrul ăsta. Totuși, noi vom apela la profesioniști și am dat așa un pont, dacă vreți să spuneți, o să fie pe mai departe și ne gândim să venim cu proiecte foarte bune. Pe final, către toți brașovenii, așa, un cuvânt și cred că ne oprim. Păi, dar o să mai fie invitat. Stați liniștit, nu scăpați de domnul Dima. Când încerc mie un cuvânt, e ca și cum i-ai dat cu grebla în cap, știi? Deci este absolut imposibil să spun doar un cuvânt. Ce pot să spun? Aveți grijă de orașul ăsta, pentru că este un oraș frumos în care cu toții ați investit, să spun așa, foarte mult din punct de vedere emoțional. Și aveți grijă ce faceți, cum faceți, astfel încât să fiți mai buni an de an. Țineți minte un lucru. Ca să încheiem așa, știi că eu încheiam la mine la emisiune cu dacă soarele nu e pe cer, e sigur, este în sufletele dumneavoastră, te las să o folosești la tine dacă vrei. Vreau să spun doar un lucru, avem tot timpul tendința de a ne compara cu ceilalți. Uite cum e ăla, uite cum e ăla, eu de ce nu sunt așa, eu vreau, dar ce trebuie să fac și eu ca să-l depășesc pe ăla? Nu, eu cred că pentru a fi fericiți voi cu voi, brașovenii, este foarte important să vă uitați la voi an de an și să spuneți, eu anul ăsta sunt mai bun decât eu anul trecut. Și atunci o să vedeți că viața și mintea voastră o să se detașeze și o să aveți mult mai multă relaxare și, foarte important, o să vă vină mult mai multe idei atunci când sunteți fericiți și bucuroși. Și ce pot să vă spun decât atât, nu știu dacă ne mai vedem până se termină anul, la mulți ani, să fiți fericiți cu toții și 2019 să ne aducă numai bucurii, că avem două ture de alegeri. Da, nu se poate altfel. Vă mulțumim foarte mult și la revedere.